dezvăluire exploziv făcut de vicele CSM, inspecția judiciară a demarat, începând cu data de 21 martie, procedura de declasificare a protocolului cu SRI. Vicepresubliniere din Teleconsiliului Superior al Magistraturii, CSM, Codru Colaru, a afirmat miercuri ce inspecția judiciară a demarat, începând cu data de 21 martie, procedura de declasificare a protocolului semnat cu serviciile de informații. Să fim une subliniere ti, inspecția judiciară a comunicat datele pe care le-am solicitat. Mai mult decât atât, ca să fim une subliniere ti bun la capte, IJ chiar a precizat în adres ce au demarat, începând cu data de 21 martie, procedura de declasificare a acelui protocol, deci nu se pune problema de alte nuanțe în raport cu IJ. Ca să stabilim foarte, foarte clar. Eu cred ce ar fi benefic să evaluăm global, începând cu cel pe care noi, CSM, l-am încheiat, protocol, NR, în anul 2012 sublinierei pe care l-am denuncat în anul 2017. Nu plec de la o prezumție de lipsă de obiectivitate în raport cu IJ. Categoric, nu. Dacă se considere de comun acord ce aceasta este pârghia cea mai bun pentru sistemul judiciar, categoric vom decide în acest sens, a declarat Olaru în plenul CSM, conform Agerpres.